Dragii mei, bună seara! De data asta ne vedem într-o zi de sărbătoare pentru doamne, în mod special pentru mame. Le dorim tuturor mamelor, în primul rând, tuturor femeilor, la mulți ani, să fie iubite, să fie sănătoase, să fie prospere, să fiți prospere și să aveți parte de momente de fericire. Cât mai multe! Din partea copiilor voștri, în primul rând, din partea partenerilor voștri, și așa mai departe. Ne dorim pentru voi să fiți în primul rând sănătoase ca să puteți să le realizați și să realizați cât mai multe pentru copiii dumneavoastră. Așadar, data trecută, pe 1 martie, ne sărbătoream primăvara care se lăsa așteptată. Iată că acum s-a făcut mai cald și totul se îndreaptă spre o primăvară, să sperăm, care să dureze totuși cât mai mult. Noi credem că o să fie o sincopă așa pe la sfârșitul lui martie, început de aprilie, să sperăm că o să avem totuși un Paște frumos și luminat și luminos. Și probabil că prin mai deja vom avea vară. Astăzi încercați să vă oferiți măcar câteva momente de bucurie și de relaș, de relaxare, dacă se poate. Bun, vin și eu cu mai multe lucruri către dumneavoastră. În primul rând vreau să vă anunț că, din păcate, pe 17 martie am mai primit niște SMS-uri, n-am reușit să vă răspund tuturor și sunt de la doamne. Nu mai avem loc de mult timp pe 17 martie la cursul de pacii, însă am hotărât să mai facem unul în data de 9 iunie. Deci vi-l anunț pe această cale. Dacă se ivește vreo posibilitate să-l devansăm, vom face în așa fel încât să mai facem unul mai încoace spre... În aprilie știm că nu putem, în mai din păcate nu putem, deci nu mai rămânea decât 31 martie, dar este mult prea aproape, probabil. Așadar, probabil că se va ține de-abia pe 9 iunie pentru cei care nu plecați în vacanțe. În data de 5 mai va fi reluat cel de Feng Shui începător și nivel mediu și deci 9 iunie rămâne în principiu cursul de începător și nivel mediu de pacii pentru toți cei care nu au avut loc la acesta din 17 martie și pentru cei care încă sunt interesați și n-au apucat să ne contacteze. Ce pot să vă spun? Cursurile de avansați vă vin în întâmpinare cu aceste răspunsuri. Deci cursurile de avansați se desfășoară în felul următor. La sfârșitul lunii aprilie, deci ultimele două weekenduri din aprilie, respectiv 19, 20, 26, 27, sper să nu fiu greșită. Mă uit acum în almanacul nostru, nu, sunt greșită, îmi cer scuze. 21-22 aprilie, respectiv 28 și 29 aprilie, același curs de pacii avansați, noi îl ținem 4 zile, deci 2 weekenduri. Încă sunt locuri, deci vă puteți înscrie. Dați-mi un SMS cei interesați, cei care ați străbătut și ați făcut cu noi cursul de începători pacii, puteți toți cei aceia, puteți să veniți, vă primim la cursul de pacii avansați. Se pare că în toamnă nu vom mai ține pacii avansați, nu o să mai avem când și este pentru cei interesați care au terminat cursul de începători, este mai bine probabil acum pentru că eu chiar nu pot să garantez că în octombrie sau noiembrie vom mai ține vreun curs de pacii avansați. Anul acesta chiar este un mare dubiu dacă îl mai ținem pe cel din toamnă. Iar în luna mai, la sfârșitul lunii mai, adică, de fapt nu e chiar la sfârșit, sunt ultimele două weekenduri ale lunii mai, și anume 19, 20, 26, 27 mai, este cursul de Feng Shui avansați, mai sunt două locuri, da, mai sunt două locuri acolo, deci acesta e, cumva așa s-a întâmplat. La pacii mai sunt vreo 5 locuri, deci mai sunt. Dacă, mă rog, vă interesează, dați-mi tot așa un SMS la numărul 0737138888. Acesta e numărul meu principal. Puteți să-mi scrieți numele, dorința dumneavoastră și apoi eu vă voi contacta. Fie prin SMS în primă fază, fie vă sun direct, da? Și vorbim și vă spun mai multe detalii. Acesta din mai e posibil să se repete în noiembrie anul viitor. Nu știu sigur datele, nu știu ce se va mai întâmpla până atunci. Dar cu paciu v-am povestit. Bun.
Haideți să vorbim puțin, nu despre data de astăzi, pentru că am comentat-o data trecută, ci despre data de mâine, 9 martie, mucenicii, da, la noi. Este o zi de șobolan sub elementul metal yang. Atenție mare, este o zi în care șobolanii trebuie să fie foarte atenți la aspectul comunicare. Deci tot ce înseamnă planul acesta al comunicării, cum își exprimă ideile, cum se fac înțeleși, cu cine vorbesc și ce comunică și modalitatea de comunicare, trebuie cumva să nu aibă așteptări foarte mari de la alții, cum că ar înțelege imediat ce vor ei să spună sau s-ar putea să fie puțin neînțeleși, da? În același timp s-ar putea să se enerveze pentru că ține tot de comunicare și să se enerveze de fapt de la anumite schimburi sau replici, mă rog, între dânsii și alți colegi sau, eu știu, parteneri de afaceri sau alți oameni, pur și simplu alte persoane. Deci s-ar putea să fie o neînțelegere la un moment dat. Trebuie să aibă grijă pentru două intervale orare, am atrage atenția, și anume intervalul orar al calului, evident, zodia dușmană, între orele 11 ziua, dimineața încă, și 13, dar și între orele 13-15. Deci în aceste intervale orare trebuie ei să aibă grijă cum comunică și să nu aibă prea mari așteptări. Pe de altă parte, remediile necesare pentru o astfel de zi, și nu numai într-o astfel de zi, sunt bineînțeles cele care ne ajută în planul comunicării, și anume mărul roșu, amuleta celor trei celești de asemenea. Mărul roșu, nu ne referim la remediul din casă, cărați pe acela, nu-l luați cu dumneavoastră, dar exista și există amuleta, mai avem noi câteva și vă spuneam data trecută că au revenit în stoc câteva, nu sunt multe, mai sunt mai puține acum, din păcate. Dar putem încă să vi le trimitem, deci ele au revenit în stoc și sunt pe site-ul nostru. Atenție, site-ul nostru este, pentru remedii, este numai www.romaniafengshui.ro. Numai acesta este site-ul. V-am explicat data trecută de ce l-amintesc de mai multe ori în timpul filmării, da? Deci iată mărul roșu cu amuleta, cu flama și cu mantrele pentru ajutor, pentru comunicare, împotriva proceselor și împotriva disputelor verbale și pentru armonie, pentru că mărul este simbolul armoniei, are ștrasuri roșii, da? Și este foarte rezistentă amuleta, este și puțin mai grea, este destul de grea față de alte amulete, dar este o amuletă mult mai specială. Și e clar mai deosebită, este și foarte frumoasă, e bine să o avem oricând, mai ales o recomand celor care au steaua 3 anul acesta, adică tigrilor și bivolilor, în mod special este amuleta pentru ei anul acesta, dar tuturor celor care se știu cu probleme în comunicare sau că uneori nu pot să fie înțeleși sau nu se înțeleg cu colegilor sau cu șefii lor. Trecem la zodia bivolului, care în această zi de șobolan are o energie deosebit de bună. Este o energie foarte inspirată din toate punctele de vedere, aș spune, atât pe relații, cât și în... Deci când spun relații, nu mă refer numai la relații amoroase sau numai în cuplu sau numai în familie, ci și la locul de muncă. Sunt relații deosebite care se pot crea. De asemenea, aveți de-a face cu o energie de succes la locul de muncă și nu numai acolo, cam în toate mediile sociale și în orice activitate propriu-zisă ați face dumneavoastră în această zi. Deci și activități pe care le faceți numai în această zi, dar și activități generale pe care le faceți zilnic. Da? Deci aveți succes, sunteți bine văzuți, sunteți cumva foarte inspirați și într-un final ziua se termină cu o realizare sau o mulțumire sufletească după ceea ce ați realizat, mai ales la locul de muncă. Deci cariera este avantajată, planul profesional. Pentru nativii tigru, ziua de șobolan este nu atât de ajutătoare din punct de vedere al zodiei, cum a fost pentru bivol, pentru că până la urmă pentru bivol este o zi de prieten secret,
Dar pentru tigrii este o zi totuși cu în care li se arată respect, admirație și au succes și ei, pentru că împart aceeași energie, aceeași stea cu nativii bivol. Pot să vă spun că și vouă vi se recomandă totuși un remediu dacă puteți și dacă l-aveți, și anume elefantul cu soldatul învingător, dacă vă mai aduceți aminte de această amuletă, și mai este una, cea cu standardul victoriei și cele 5 elemente, cea care este fabricată pentru anul acesta. Oricare dintre ele este la fel de bună, la fel de eficientă. Deci sunt unii oameni care preferă prima amuletă pe care am menționat-o, alții o preferă pe cea puțin mai simplă, gen standardul victoriei cu cele 5 elemente, mai ales oamenii cărora le lipsesc un element sau mai multe elemente, atunci sigur că cea cu standardul victoriei este ceva mai complexă în cazul lor. Dar amândouă sunt la fel de bune. Deci eu vi le recomand cu căldură, de fapt, tuturor celor care doresc să aibă mai mult succes în viață, mai mult succes în carieră, în planul profesional în general și în modul cum se înțeleg cu colegii, partenerii sau șefii lor. Deci și tigrii au o zi foarte bună, foarte inspirată, cu mult succes, în care sunt respectați, admirați și li se arată acest lucru și sunt ascultați. Nativii iepure au o zi destul de slabă și este cu o penalizare multiplă, din păcate. Penalizarea aceasta poate să vină exact în plan financiar sau în planul relațiilor. Din păcate, mai poate să survină și pe planul sănătății. Deci, atenție celor care se știu cu probleme mici sau mari de sănătate, neapărat să aveți cu dumneavoastră, dacă ieșiți din casă, amuleta împotriva bolilor, adică amuleta pentru sănătate, amuleta Ulu cu Garuda sau Ulu cu Medicine Buddha. Eu vi l-am tot arătat în edițiile anterioare. Pot să vă arăt acum un pandativ cu Medicine Buddha, care este foarte eficient și care este și foarte frumos. Nu uitați că el vine pe un șnur albastru. Un șnur din piele albastră, practic. Acesta este pandantivul cu... este argintiu și îl are pe Medicine Buddha în prim plan. Pe spate este ca o oglindă, cum este oglinda lui Medicine Buddha și cu mantra. Vorbind despre oglindă, vreau să vă mai prezint oglinda cu Medicine Buddha, care este extrem de eficientă, foarte eficientă și foarte... Există practic un mic ritual, vedeți oglinda pe partea aceasta, cu mantra, bineînțeles, și Medicine Buddha pe fața oglinzii, deci pe partea din fața oglinzii, este foarte clar reprezentat în albastru, așa cum apare în altarele tibetane și în altarele pe care le întâlniți în lamaserii și altarele pe care le întâlniți în mănăstirile din Malaezia, de exemplu, și probabil că și în multe alte țări din Asia pe care eu nu le-am vizitat. Pot să vă spun că este foarte benefică să o aveți toată viața alături de dumneavoastră. E un remediu foarte puternic pentru aducerea sănătății, pentru menținerea sănătății și longevității și pentru protecția împotriva bolilor inevitabil. Nativii iepure, deci, trebuie să aibă grijă în primul rând în planul sănătății, trebuie să aibă grijă cu ceea ce fac cu banilor, deci în ce și investesc. Trebuie să aibă grijă de asemenea cu relațiile lor, să nu îi ia gura pe dinainte și să nu răbufnească la anumite replici sau anumite cuvinte pe care le pot auzi în sânul familiei, la adresa lor chiar, sau de la partener. Da? Deci trebuie să cumva să facă un pas înapoi și să se înarmeze cu răbdare. De asemenea, ceea ce vă mai recomand eu este pagoda celor 5 elemente sau pagoda cu sutra inimii împotriva acestei stele 5. Nativii dragon sunt destul de bine reprezentați, să nu uităm că este și o zi de aliat cu o stea minunată de recunoaștere pentru ei, de prosperitate în viitor, de noroc, de inspirație și până la urmă de mentori care pot să apară în viața lor. Și dacă nu sunt mulți, un mentor sau un sfat tot vor primi. Tot vor avea o inspirație de un anumit fel sau li se va da un răspuns. Nu o să știe de unde vine răspunsul neapărat, dar o să aibă niște semne. Și iată că ziua aceasta este minunată pentru ei, ziua de șobolan de pe 9 martie. Foarte, foarte bună, din mai multe puncte de vedere.
Nativii șarpe, sigur că reacționează diferit, dar tot bine este și pentru ei, pentru că, în primul rând, șobolanul nu le pune niciun obstacol și, în al doilea rând, au și ei steaua aceasta minunată, energia pe care o împart cu dragonii, într-un sector foarte benefic al prosperității, foarte bine reprezentat anul acesta, ei sunt deja pe el și toți avem reprezentate energiile anuale foarte clar, deja s-a intrat în plin în anul acesta al câinelui. Ei bine, șarpele beneficiază de o conjunctură de stea 8 cu 6 în această zi de vineri. Le-ar mai trebui doar steaua 1, steaua albă 1 a victoriei. Așadar, mai mult ca oricând, dragonii și șerpii, au nevoie în această zi de vineri 9 martie de stindardul victoriei, care este reprezentantul și susținătorul stelei 1. Tocmai, deci cei care îl aveți în dotare, da? Purtați-l în această zi pentru a avea un succes extraordinar. Cei care aveți nodul mistic sub o formă sau alta, brățară, pandantiv, eu știu, simbol sau amuletă, purtați-l cu dumneavoastră pentru că vă va ține foarte mult noroc. Vă va ajuta, vă va spori prosperitatea și vă va da pur și simplu inspirație. Deci veți avea niște flash-uri, niște momente în care o să vă gândiți de ce oare am luat această hotărâre, dar se dovedește a fi foarte bună. Deci nu știți de unde a venit, dar pentru că asta înseamnă această stea 6 a inspirației divine, a norocului divin, vă protejează odată, iar pe de altă parte vă dă gânduri bune, indicii bune, semne bune, cumva nu vă lasă să alunecați în nimic negativ. Bun, am ajuns la nativul cal. Nativul cal este destul de prost reprezentat din două puncte de vedere. În primul rând că este zodia dușmană la putere în această zi, este semnul lui conflictual, șobolanul, iar în al doilea rând este steaua bolilor. Da? Avem de a face cu energie de boală. Asta nu înseamnă că se vă îmbolnăviți toți caii, dar puteți să aveți o zi în care să nu vă simțiți foarte bine. Cine știe din ce motiv, da? Un motiv va putea să existe. Nu toți caii vor petrece această zi, eu știu, în durere, Doamne ferește, sau în stres, sau cu vreo insomnie, dar la unii dintre dumneavoastră, depinde de chartul personal, se poate întâmpla să nu fiți în apele dumneavoastră. Mă scuzați. Deci s-ar putea să fie o oboseală excesivă sau o insomnie, așa cum am amintit, sau o durere de cap, sau o durere de articulații, sau o durere de spate, sau ceva poate să apară, chiar dacă nu vă știți cu probleme. Iar pentru cei care se știu cu anumite probleme de sănătate, ar fi foarte indicat să nu ignorați orice semnal al corpului dumneavoastră. Mai departe, ajungem la zodia Oi, care este destul de bine reprezentată în această zi, datorită energiei acesteia zilei, dar trebuie să aibă grijă pentru că la putere este zodia șobolan în această zi, care nu este prietenă, clar. Însă, din fericire, au ajutor nativii oaie de la familie și de la partenerii de cuplu. Familia lor, copiilor, mă rog, părinților și așa mai departe. Au de a face cu o energie destul de schimbătoare în această zi, așa aș numi eu. Vor fi intervale orare în care se vor simți exemplar de bine, foarte bine, iar alte intervale în care nu o să iasă mai nimic, deși ei fac tot ceea ce trebuie. Aș atrage atenția, de exemplu, mai mult asupra orei dragonului de dimineață între 7 și 9 dimineața. De asemenea, chiar și în ora șarpelui, oarecum, între 9 și 11 dimineața, deci acestea ar fi mai, să spunem, mai cu probleme. Ceea ce îi va ajuta va fi intervalul orar al calului, deși este zi de șobolan, asta îi mai ajută. Și atenție mare și seara, da? Dar seara târziu, noaptea, practic, pentru cei care vă prinde ora 11 seara treji, mare grijă. Nu conduceți, nu vă întoarceți pe la orele acelea acasă, adică chiar conducând sau neconducând. Ar fi important să țineți cont că și noaptea nu vă este prielnică între orele 23 și trecerea spre ziua următoare. Nativii maimuță sunt mult mai bine aspectați,
Din fericire pentru ei, nu au niciun impediment în mod normal, au steaua dragostei, au energie de învățătură foarte bună, puternică, în favoarea lor, dacă au examene de susținut sau interviuri sau ceva de trecut, orice fel de obstacol, ei sunt ajutați, sunt înțeleși, sunt bine priviți și reușesc. Este o zi de aliat, în primul și în primul rând, și în al doilea rând, este o energie foarte benefică la putere pe sectorul lor în această zi. Deci ajutor din mai multe puncte de vedere, foarte bună ziua pentru relaționare, deci pentru comunicare, zi bună pentru a lua decizii pentru cuplul lor sau dragoste în general, zi bună de petrecut cu copiii, cu familia, de luat decizii pentru aceștia și de asemenea zi bună pentru învățătură, examene, interviuri, eu știu, învățarea unor lucruri noi și așa mai departe. Nativii cocoș sunt destul de bine aspectați, mai puțin pe sănătate, atenție mare, dar în rest nu ar, adică bine, dacă în sănătate nu e, nu e nimic, dar totuși nu să fie probleme mari, este totuși o zi de șobolan care nu pune probleme mari, însă, vedeți, această stea anuală pe care au intrat cocoșii într-un an de câine le va da tot anul bătăi de cap, mai mari sau mai mici, depinde de zile, de luni, de perioadele pe care ei le străbat. Foarte important este să știți că trebuie să vă protejați sănătatea, chiar dacă cocoșii sunt la parametri maxim în acest an, adică au parametri foarte buni de rezistență, de trecerea obstacolelor, de forță vitală, poate mai mare decât orice altă zodie. Cu toate acestea au această stea a bolilor tot anul pe ei, care când le e lumea mai dragă îi trage spre pământ. Și atunci trebuie să nu se lase, da? Să nu se lase învinși, să nu se lase pradă niciunei dureri în corp, niciunui atac psihic, dacă e cazul de așa ceva, nici unei depresii și așa mai departe. Nu este loc și nu e timp pentru așa ceva pentru nativii cocoși care vor fi foarte ocupați în acest an, vor munci mai mult, dar cumva, dacă își văd de treaba lor, se vor simți și se vor vedea rezultatele în mod concret, chiar și în plan fizic. Deci, voi trebuie să aveți grijă în această zi cu sănătatea, să vă păziți sănătatea și asta e tot. În rest, nu ar trebui să apară probleme. Nativii câine au o zi foarte bună de prosperitate, de realizări, de idei bune, de prezentarea ideilor lor, deci pot să o facă la locul de muncă, pot să-și rezerve și timp pentru ei în același timp să se ocupe puțin și de ei și de familia lor. Dar în același timp muncesc foarte mult și, într-adevăr, sunt mulțumiți de rezultatele pe care le au. Oricum, tot ce vor face în această zi de vineri se va solda cu mai mulți bani sau cu o poziție mai înaltă, mai bună la locul de muncă sau, mă rog, ce activează ei. Deci, clar este spre binele lor. Trebuie să aibă grijă ce decizii iau și dacă sunt inspirate, dar, în mod normal, sunt. Nativii mistreți sunt ceva mai bine aspectați decât nativii câine pentru că șobolanul nu le pune bețe în roate. Da? Câinelui poate pune, dar mistrețului niciodată. Și atunci ei sunt ceva mai bine aspectați, au, să nu uităm, o energie a prosperității pe sectorul lor și în mod normal pot să demareze niște proiecte sau să înceapă ceva și chiar să poată în viitorul apropiat să ducă la bun sfârșit cu rezultate exemplare. Așadar, mistreților, nu vă dați în lături, nu mai alergați în zigzag, luați hotărârile pe loc și fără teamă, da? Iar oportunitățile care se ivesc clar vor fi de bun augur și ar fi bine, sigur, vă gândiți înainte, puteți să semnați ceva important, puteți să luați decizii, cum am spus, legate de viața dumneavoastră, de a firmei în care lucrați, sau a companiei, sau a locului dumneavoastră de muncă, sau puteți să luați decizii chiar și numele familiei dumneavoastră, a copiilor dumneavoastră. Am terminat cu ziua de vineri. Ziua de sâmbătă este o zi în care, iată, o să vedeți, mai multe zodii sunt, o stau chiar mai bine, la mai multe aspecte. Este ziua de 10 martie, este o zi de bivol sub elementul metal in, de data aceasta. Suntem, să nu uităm, într-o lună de tigru încă, da? Deci încă într-o lună de tigru. Pentru unii, activitățile
pe care le voi enumera vor fi de foarte bun augur. De fapt, ele sunt calculate pentru toată lumea și sunt de bun augur pentru toți, însă anumite zodii, într-adevăr, sunt beneficiare. De exemplu, renovările sunt de bun augur. Mutatul, cu locuința sau cu jobul. Dragostea, la modul general, relațiile, comunicarea. Tunsul părului, da? Deși e sâmbătă, mă rog. Nu contează. Jocurile de noroc, chiar, sunt bine aspectate. Medicul, vizitarea unui medic sau începerea unui tratament nou, este bine aspectat. Și barza, și barza. Deci, nașterile, foarte bine. Deci, sub semnul beneficității, să spunem, este o zi mai echilibrată, mai armonioasă, aș numi-o. Pentru anumite zodii, vom începe, bineînțeles, cu bivolul și cu tigru, pentru că ei este ziua bivolului, da, este zi zodia bivolului la putere în această zi. Din păcate, bivolii însă nu prea se simt energici și dacă sunt totuși energici, că este zodia lor la putere, se întâmplă să mai fi și fie unii, pot să aibă probleme cu sănătatea în a doua jumătate a zilei. Deci, mare grijă, contează mult cum începeți ziua. Dacă începeți cu dureri în corp, nu știu ce, asta nu înseamnă că toată ziua așa o să fie, dimpotrivă, dar sunt unii care o veți începe foarte frumos și bine și s-ar putea ca în a doua jumătate a zilei, după ora 3, să nu mai fie chiar așa de grozav. Mare grijă cu sănătatea, orice aspect din acesta care vă dă de gândit, faceți ceva pentru acesta. Evitați spațiile aglomerate, evitați oameni răciți, eu știu, depresivi, cu probleme, într-un cuvânt, pentru că puteți să fiți răsuciți la 180 de grade în decurs de 10 minute. Clar veți avea predispoziție spre îmbolnăvire, deci automat și imunitatea este mai scăzută, ca și predispoziție ne referim. Nu înseamnă că toți bivolii vor răci sau se vor îmbolnăvi, departe de noi aceste gânduri, dar există o mică predispoziție. Iar nativii tigru, da, aceleași predispoziții, cu rezerva că bivolul într-adevăr nu-l ajută pe nativul tigru, adică nu e nici aliat, nici dușman, dar clar nu-l ajută, doar că se află în același sector cu el și din păcate îi împarte această energie a bolilor. Trebuie neapărat și nativul bivol și nativul tigru să poarte cu el, cu ei, să purtați o amuletă pentru sănătate împotriva bolilor. Și vă spuneam, fie pandantivul cu Medicine Buddha, fie oglinda cu Medicine Buddha, care este o oglindă, nu-i numai amuletă, deci este mai complex decât o amuletă, fie inelul Medicine Buddha, fie, sunt mai multe variante, fie amuletele propriu-zise pentru sănătate. Sunt mai multe feluri. Au fost și în anii trecuți amuleta Buddha medicinii cu ulu, acum sunt ulu cu Garuda, ulul e reprezentat în mai multe feluri, fie acela tridimensional, fie acela în plan, da? Deci vi le-am arătat de-a lungul emisiunilor, cu ulu, deci amuleta cu ulu și Medicine Buddha sau amuleta ulu cu Garuda. Le găsiți la noi pe site pe romaniafengshui.ro. Și puteți să vă alegeți de acolo care ulu vă place sau dacă preferați pe Medicine Buddha sub o formă sau alta. Certamente este că toți suntem favorizați de existența remediilor în casă, dacă știm să le punem corect și până la urmă nu este mare lucru să ne cunoaștem punctele cardinale în casă. Aveți și în almanacul nostru sugestii și în broșură sunt și mai multe, broșurile acestea care, din păcate, nu mai sunt foarte multe, vreo 10-11 rămase astăzi, joi, 8 martie. Broșura nu e scumpă, broșura e 40 de lei, trebuie doar în note, în cadrul comenzii, dacă există vreuna la dumneavoastră, să ne puneți acolo o notă, deci unde e căsuța cu note, să ne scrieți că o doriți. Sau să ne scrieți un SMS eventual, Marian o să încerce să o pună cât de repede pe internet, da. Nu sunt multe și de aceea n-a făcut-o, n-au mai rămas multe în urma extravaganței, poate va încerca și va ilustra această broșură și ca să puteți o comandați pe website-ul nostru. Bun, am ajuns la... Deci am vorbit și despre tigru, am ajuns la iepure. Iepurele în această zi de 10 martie este foarte bine aspectat cu carieră, sănătate, relații.
Deci cam toate sunt bine aspectate. Trebuie să aibă grijă la cum conduc și, mă rog, în trafic, dar este zi de sâmbătă, te gândești că nu e chiar atât de rău. Dacă pleacă la drumul lungi, să plece odihniți, e foarte important. Și în al doilea rând, trebuie să aibă mare grijă dacă lucrează, pentru că ceva, o oportunitate apare și trebuie să fie foarte atenți, da? Pentru că s-ar putea să treacă pe lângă ei, dacă nu sunt atenți. Deci ceva de bun augur este în viața lor în această zi de 10 martie, de chiar bun augur, deci mai ales pentru cariera lor. Chiar dacă nu se așteaptă, chiar dacă nu lucrează în această zi de 10, dar se pot întâlni cu cineva care să le facă o propunere sau să le dea o idee, un sfat, ar fi foarte bine să asculte. Să știți că această stea vine cu potențialul unui mentor important în viața ta. Un mentor nu înseamnă că stă lângă tine toată viața și te povățuiește, ci poate să vină odată și să-ți dea un sfat extraordinar de bun, ceva la care tu nu te-ai gândit, care să-ți schimbe viața, efectiv, dacă știi să-l asculți, evident. Deci iepurii au parte de această energie foarte benefică, mai ales din punct de vedere al carierei, al planului profesional. Deci, dragonii trebuie să aibă mare grijă în această zi de bivol, că nu prea le este bine din punct de vedere financiar și nici al deciziilor și pot să fie trădați sau bârfiți. Mare grijă și în trafic pentru mulți dintre dragoni, adică majoritatea trebuie să aveți grijă. Este o energie care vă dă de furcă și care nu vă face ziua atât de frumoasă, însă de voi depinde să o transformați. Predispoziția nu este prea grozavă, nu e nici foarte rea, pentru că nu e zodia dușman la putere în această zi, asta vă salvează, că nu e chiar atât de rău. Până la urmă totul trece, știți cum e, și e bine să aveți o amuletă sau un remediu pentru a vă proteja de această stea de pierderi, inclusiv pierderi financiare. Una dintre ele, eu vă mai arăt, dar v-am tot arătat-o, este cea care a apărut anul acesta cu elefantul și cu rinocerul, cu mantra, totul este pe fața amuletei. Iată. Da? Astăzi nu o să fie chiar atât de mult timp pentru remedii, din păcate, pentru că emisiunea aceasta o registrez destul de târziu, dar, destul de târziu, ce să mai, însă vreau să apuc să vă arăt în anumite momente, totuși pentru aceste stele proaste pe care unele zodiile au în diferite zile, cam ce este recomandat în primul și în primul rând. Deci această amuletă cu rinocer și elefant pe albastru, întotdeauna, cu mantrele, vă protejează împotriva stelei 7. Da? Este o stea de furturi, de pierderi materiale, de accidente, de răzvrătiri, de trădări și de bârfe în cel mai bun caz. Da? Deci, iată, e o stea puternică, este următoarea puternică și nocivă, malefică, după steaua 5, vreau să vă spun. E foarte agresivă pentru că este stea de metal. Bun, mai departe, pentru șerpi, da? Păi, dacă nativii dragon au această stea și șerpii au această stea, ei bine, ziua de bivol îi mai ajută pe șerpi ceva mai mult, fiind aliatul lor. Deci ei mai primesc ceva ajutor, nu înseamnă că se culcă pe ureche, nu înseamnă că au scăpat. Sigur, predispozițiile pot să fie ceva mai blânde în cazul nativilor șarpe, către trădări, bârfe, mici accidentări, anumite probleme în plan financiar, da? Deci să nu-i mire dacă apare câte ceva. Oricum pot să depășească mult mai ușor decât dragonii, aș spune, acest moment neplăcut. Și poate nu se confruntă cu el, că nu toți șerpii au același chart. Vorba aceea, vorbim de atâtea cazuri de diagrame personale, care fiecare reacționează în alt fel cu acea zi, până la urmă. Am spus că elementul personal al zilei este metalul in, deci contează foarte mult ce reprezintă metalul în chartul dumneavoastră și dacă îl aveți în chart sau nu îl aveți. Că dacă nu îl aveți, metalul e de foarte bun augur, atunci vine cu ceva mai mult bine decât rău. Mai departe, ajungem la nativii cal, în care stau prost cu comunicarea, în continuare au mici probleme. În această zi au probleme cu comunicarea, ziua nu prea îi ajută,
da, nu îi ajută foarte mult ca zodie, nu le dă nici bătăi de cap prea mari ca zodie, dar totuși steaua le poate da, așadar trebuie să aibă grijă cum comunică. Dacă lucrați nativ cal, dacă sunteți în vizorul public, să spunem, mare grijă cum vă exprimați, pentru că veți fi foarte judecați. Atenție să nu vă dea cineva în judecată. Deci atenție ce spuneți și ce acte, mă rog, faceți. E foarte important, sincer. Nu prea vă ajută nici zodia, deci de asta pun accent pe acest aspect. Și am ajuns la nativul oaie, care într-o zi ca aceasta nu prea este fericită, din păcate, este a zburat steaua aceasta dezastrelor, se numește, pe sectorul oii și maimuței, care, ce să vă spun, pe lângă faptul că e zi de dușman, mai au și această stea malefică. Ziua este cea mai slabă din săptămâna pe care o încheiem duminică, cea mai slabă, cea mai proastă zi. Deci, în cazul lor, atenție la tot, aș spune. Nici nu vreau să specific ce anume ar fi mai pronunțat ca problemă, pentru că depinde, cum am spus despre ceartul personal, depinde și de cum tratează ei fiecare problemă și cum o înțeleg. Dar, per ansamblu, ziua nu prea este favorabilă, este cu învățături de tras din ea, cu încercări, le-aș numi, și cu mici probleme care pot să apară, mici, care se pot transforma în ceva mai mare. Atenție la în relația cu copiii dumneavoastră, cu partenerul, da? Ei sunt cei mai importanți, până la urmă, pentru cei care îi aveți. Și dacă nu îi aveți, oricum sănătatea trebuie urmărită și relațiile în general, dar și planul financiar. Încercați să nu mergeți la cumpărături nativi oaie în această zi de sâmbătă, s-ar putea să pierdeți bani sau să-i cheltuiți total aiurea, să nu vă dați seama. Nativii maimuță însă, cu toate că bivolul nu-i ajută cine știe ce, dar măcar nu e dușmanul lor, știți? Au o stea malefică a dezastrelor, vă trebuie, bineînțeles, amuleta, pagoda celor 5 elemente sau pagoda cu sutra inimii, care o aveți sau care o găsiți, și oilor efectiv le trebuie această amuletă, dar maimuța poate să mai treacă peste, mai ales în anumite intervale orare, să scape cu brio de această maleficitate. Oricum și pentru dumneavoastră ziua este nefavorabilă, la modul general vorbind, și trebuie să aveți grijă tot așa cu toate aspectele. E foarte important să nu neglijați. Nativii cocoși au o zi foarte bună, foarte bună. Îi ajută și aliatul, dar au o energie de realizare a foarte multor lucruri cu succes. Da? Cei care lucrează sunt foarte bine priviți și remarcați cu adevărat, cu adevărat la locul de muncă. Puteți să vă exercitați un hobby, puteți să câștigați bani pur și simplu pe lângă ceea ce dumneavoastră faceți regulat. Vin oportunități și vor fi propuneri posibile în cazul unora de foarte bun augur pentru viața voastră viitoare. Nativii câine sunt binișor aspectați și ei, mai ales pe latura planului financiar și chiar și a carierei în general. În cazul câinilor nu ar trebui să apară alte probleme. Pot să apară niște mici probleme cu stomacul, dar nu este ceva îngrijorător, normal, decât dacă vă știți cu probleme grave. Pot să apară dureri, pot să apară chiar dureri de cap în această zi, dar, repet, alte planuri sunt mai importante pentru voi și vă dau o motivație și atunci puteți să tratați aceste mici probleme de sănătate, dacă ele au apărut, cu mult mai multă putere și chef, aș spune. Nativii mistreți sunt destul de bine aspectați în planul carierei și în cazul lor. Au o zi bunicică. Nu cea mai bună, dar bună, pentru, chiar și pentru muncă, chiar și pentru relaționare, pentru planul financiar, care nu ar trebui să aibă de suferit. Deci, iată, e o zi de echilibrare, de menținere a unei armonii, da? Sau de aducere la armonie, aș spune, pentru voi care aveți atât de multă nevoie să vă arătați cunoașterea, să vă dați cunoașterea. Este o zi cumva motivațională, aș numi eu. Fie că vă ajutați copiii, fie că vă ajutați partenerul, fie că îi dați un sfat bun,
fie că în familie cumva petreceți niște momente foarte plăcute, noi vă indicăm să o faceți, dacă se poate, socializați, veți avea surprize foarte plăcute, poate chiar în seara zilei de sâmbătă, nu o să vă pară rău, așadar, iată o zi ceva mai echilibrată, mai bună, mai ales pentru anumite zodii, mai multe zodii decât cele din ziua de vineri. O să fac o scurtă pauză și revin imediat cu ziua de duminică.